Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Mă numesc Alexandrina Halic și vă îndemn să umpleți sălile de spectacol în campania Uniter Artiști pentru Artiști. Bucurându-vă de teatru, veți dărui la rândul dumneavoastră bucurie și căldură și alinare acelora care, uneori fără să-și dorească asta, au părăsit scena ca să se odihnească puțin. În numele lor, vă așteptăm la teatru! Sunt Emilia Popescu. Menirea unui artist este să fie pe scenă, până la capăt. Dar viața e imprevizibilă și nu știm când ne pune piedică. Veniți la spectacolele din cadrul campaniei Artiști pentru Artiști. Dumneavoastră în sală, eu pe scenă. Doar așa putem ajuta artiștii aflați în dificultate. Sunt Marian Relea și vreau să vă mărturisesc niște secrete. E primăvară. Cumpărați-vă un bilet și mergeți la teatru. O să vedeți acolo actorul. Actorul care o să vă ducă cu el prin misterul lui, prin magia lui, dar fără dumneavoastră el nu poate exista. Timpul este nemilos și pentru el. Bun găsit, sunt Nico Alifantis și susțin din toată inima campania Artiști pentru Artiști. De ce, o să mă întrebați? Pentru că artiștii consideră a fi o mare comoară a noastră pe care trebuie să o avem lângă noi tot timpul, să o respectăm, să o iubim, să o apreciem, să o ajutăm. Așadar, iubiți-vă artiștii cât sunt în viață. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. După cum ați putut vedea în minutele dinainte, Teatrul Elvira Godeanu are o campanie Uniter extrem de interesantă și care se va petrece chiar în următoarele zile. Amănunte despre acest eveniment aflăm de la domnul Cosmin Brehuță, directorul acestei instituții culturale, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Dacă tot am început așa în forță cu aceste imagini ale unor actori importanți care fac apel pentru această campanie, spuneți-ne de ce și Târgu Jiu în această campanie și în același timp ce vizează ea? În primul rând, e o onoare pentru noi și este imperios necesar a ne alătura celorlalte teatre din țară, peste 40 la număr, în cadrul acestei campanii, pentru că este important să ne susținem valorile, să întindem o mână de ajutor și să fim lângă ei, lângă artiști, lângă colegii de breaslă, nu doar atunci când ne întâlnim la festivaluri sau avem reușite, ci și la nevoie. Tocmai de aceea mă bucur că ne-am putut și noi alătura și susținem din plin această activitate în data de 27 martie, practic săptămâna viitoare, de astăzi într-o săptămână, de Ziua Internațională a Teatrului, tocmai pentru că este o sărbătoare pentru noi și ne bucurăm că putem puncta în asemenea fel, cu un spectacol în care sunt incluși majoritatea artiștilor Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Din ce am înțeles, veniturile realizate de această piesă se duc în acest fond de ajutorare a actorilor. Exact. Toate biletele, practic, sunt ale Uniterului, nu sunt ale noastre. Toate fondurile vor fi direcționate către acest cont, care, de asemenea, poate fi alimentat de către oamenii binevoitori. Există datele pe fiecare afiș pe care le regăsiți în oraș cu spectacolul Dacă Dragoste Nu E. Iar cei care, într-adevăr, pot face acest lucru sunt invitați să acționeze. Am reușit să vă avem ca invitat în această emisiune și din acest motiv, dar din multe alte motive, pentru că suntem încă în interiorul stagiunii 2017-2018, care a avut și încă mai sunt, să zicem, premiere, deci încă nu sunt epuizate, să zicem, premierele, și o activitate extrem de
de important, adică teatrul este tot mai prezent în viața cetății și asta nu are decât să bucure orice oraș în momentul când o instituție de asemenea importanță reușește să se implice în viața cetății. Ce ne puteți spune din această direcție? Este o activitate, așa cum a spus, intensă, poate și din cauza faptului că prelungindu-se perioada de interimat, de incertitudini legat de ceea ce ar fi putut însemna viitorul acestei instituții, stagiunea a demarat destul de târziu, ceea ce a făcut cumva să avem un program destul de congestionat, aș putea spune, și cu această ocazie le mulțumesc colegilor pentru înțelegere, pentru că se lucrează la foc automat, cu repetiții în 2, chiar 3 timpi, cu premiere la un interval de o săptămână, ceea ce este cumva cam fără precedent în istoria teatrului nostru, dar ne asumăm acest lucru pentru că avem un angajament față de cetate, așa cum ați spus, față de abonații noștri care umplu în fiecare seară sălile, așa cum bine ați văzut, și e de datoria noastră să răspundem în mare parte, sau dacă nu chiar tuturor celor solicitărilor cărora chiar și putem să le răspundem pozitiv, ieșind în întâmpinarea acestor cerințe cu spectacole de calitate, cu spectacole diverse, cu repertoriu bogat, astfel încât să putem împăca toate categoriile de public. Haideți să încercăm să o luăm puțin în ordine, așa, în ordinea vârstei spectatorilor, și aveți în acest an și teatru, ca și alte instituții culturale de la Gorj, chiar din cadrul primăriei municipiului, instituții subordonate, au acordat un spațiu important al activității centenarului, sărbătoririi centenarului. Cum o face teatrul din acest punct de vedere, având în vedere cumva și faptul că e o instituție care vine foarte mult în contact cu publicul? E pe metereze teatru, pentru că nici nu se putea altfel. În ideea acestei sărbători atât de importante pentru noi, am luat în calcul punctarea, și nu doar punctarea momentului, ci atragerea cumva unui proiect sau a unor proiecte care să ajute să trezească cumva la nivel de conștiință și percepție, cel puțin pe zona publicului tânăr sau foarte tânăr, însemnătatea acestei sărbători naționale. Tocmai de aceea am vrut să prindem cumva, dacă îmi permiteți exprimarea, să împușcăm mai mulți iepuri dintr-o lovitură, să includem în cadrul ofertei pentru abonați, și aici mă refer la publicul de liceu, cărora le mulțumesc că și-au făcut abonamente în număr atât de mare. Am vrut să prindem și un proiect care să vizeze atât programa analitică pentru bacalaureat limba și literatura română, dar și centenarul. Astfel am ajuns la selecta din pachetul pe care ni l-a propus domnul regizor și profesor universitar Marius Oltean un titlu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, o dramatizare după romanul, celebrul roman al lui Camil Petrescu, care cumva satisfăcea aceste două cerințe. Și din ce am avut ieri bucuria să aflu, în urma simulării pe care au susținut-o elevii de la clasa 11 și a 12-a, chiar le-a picat ca și subiect Ultima noapte de dragoste. Așa că dacă veneau la teatru, cu siguranță au fost făcut norocoși, da. Cei care au apucat să vadă spectacolul până ieri în acest punct de vedere. Și pe noi nu poate decât să ne bucure că am avut norocul de a prinde în programul pentru abonament de acest titlu. Și am punctat în acest fel un proiect, poate nu are pretenția unui proiect cu greutate pentru zona de critică, și aici mă refer strict de meserie, de teatru, ci are mai mult un rol, să-i spunem, educativ. Tocmai de aceea trebuie păstrate proporțiile și din acest punct de vedere cred că scopul a fost îndeplinit, pentru că orice elev, m-am pus în situația fiecăruia, mai ales că nu de mult, sau suntem învățăcei până la sfârșit, am fost și noi pe acolo, m-aș fi bucurat dacă m-aș fi întâlnit în cadrul liceului cu genul acesta de proiecte. Sau pot spune că cele care cumva mi-au ridicat la plasă și mi-au satisfăcut nevoile au avut un rol și un impact major asupra mea ca și dezvoltare atunci când m-am întâlnit cu teatru în copilărie sau în adolescență.
Tocmai de aceea elevul pleacă după acest spectacol cu un minim de informații sau poate cu curiozitatea de a deschide cartea și a vedea dacă într-adevăr este așa sau pentru cei care au făcut-o deja să facă o comparație de viziune între ceea ce a propus regizorul, scenograful, actorul ca și joc și ceea ce a citit el, pentru că fiecare la rândul lui este regizor în momentul în care citește. Tocmai de aceea tot lectura este de bază, pentru că ea stimulează imaginația și creativitatea în mod primordial. Dar teatru poate oferi și celor care, hai să fim sinceri, care nu mai deschid o carte, le poate oferi șansa de a acumula o informație de bază și a mai pune o cărămidă la ceea ce înseamnă cultura generală pe care ar trebui să o aibă fiecare elev, ca să nu spun fiecare cetățean. În același timp, piesa este o provocare, are de toate, inclusiv acele monologuri băgate, să spunem așa, integrate foarte dinamic, dar în același timp mai e ceva foarte interesant. Cel care n-a citit cartea și are doar piesa, va trebui cumva să-și satisfacă măcar o curiozitate, dacă nu altceva, și cred că și didactic a fost foarte reușită această montare. Da, e important ca după spectacol copilul să plece, de fapt ăsta a fost și scopul, de la bun început discutat cu regizorul spectacolului, ca după spectacol copilul să plece cu, elevul să plece, că nu-s copii, să plece cu informația de bază. Povestea pe scurt, acțiunea, să știe cadrul în care se desfășoară și cu această ocazie țin să vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături și practic asigurați captați o benevolenție al spectatorului, ceea ce nu e ușor și e de bun augur pentru tot ceea ce înseamnă buna desfășurare a proiectului până la capăt, și aici mă refer la spectacol, să plece cu o imagine în ceea ce privește contextul istoric în care s-a desfășurat. Practic aici îmbinăm literatura și cu istoria, care să recunoaștem cel puțin pe zona de liceu, este destul de neglijată în ceea ce privește numărul de ore și e păcat, pentru că avem nevoie de repere, avem nevoie de a ști anumite lucruri, măcar de a nu le mai face încă o dată. De a nu repeta greșelile trecutului, exact. Da. Și din acest punct de vedere, cred că ne îndeplinim misiunea ca și formatori, până la urmă, culturale alături sau împreună cu școală. Pe lângă acest proiect care, iată, se adresează unui număr mare de liceeni, pentru că aveți destul de mulți abonați, aveți tot pentru acești elevi de liceu, aveți și alte piese, deci abonamentul presupune mai multe piese într-un an de zile. Ce au, de exemplu, în această stagiune, din ce au avut de văzut sau vor avea până la sfârșitul stagiunii? Stagiunea pentru abonați a debutat cu un spectacol de casă, i-am putea spune un spectacol cu succes mare la public, cu o comedie, și trebuie să amintim aici faptul că, dată fiind situația sau vremurile pe care le trăim, există o apetență a publicului de orice vârstă, de vârstă pentru acest gen. Chiar mă uitam și pe chestionarele pe care le-au completat elevii la ieșirea de la spectacol, foarte mulți au bifat comediile sau comedia ca și gen preferat. Și e normal, pentru că te face să te simți bine, te face să te decuplezi și pentru câteva momente sau ore să uiți de tine, să te transpui complet în ceea ce se întâmplă pe scenă. Astfel, aici trebuie să amintesc proiectul domnului Cristian Ioan, Bigamul 2, continuarea spectacolului de acum 8 ani, în care am avut și eu onoarea să joc împreună cu colegii mei și care a avut un succes de casă extraordinar. S-a jucat de peste 25 de ori doar la sediu, dacă nu mă înșel, ceea ce spune mult despre apetența pe care o au spectatorii legat de acest gen. Am continuat tot cu o comedie. Observați că începutul de stagiune a fost foarte digerabil, ca să spunem așa, pentru publicul care ne trece pragul, și s-au bucurat foarte mult și de această montare a domnului Mihai Sandu Gruia, care pentru noi a fost mai mult decât un
regizor, a fost un mentor și este și rămâne în continuare un punct de reper, cel puțin pe această zonă de teatru, o zonă extrem de ușor de văzut, greu de făcut, a comediei de arte, care solicită actorul până la cea mai mică celulă, pentru că el are de jucat, de dansat, de cântat și totul la o implicare și la o combustie care te seacă din punct de vedere al nivelului energetic până la sfârșit, până la gongul de final. Dar care totodată produce și foarte multe satisfacții văzând reacțiile publicului spectator. Așa că a fost foarte digerabil acest început de stagiune. Comedie, copii și publicul matur s-au bucurat cu toții de aceste proiecte. Am intrat ușor-ușor într-o zonă care iarăși a fost cumva o provocare, ținând cont că am abordat un gen dramatic, teatru contemporan, care li s-a adresat cumva și foarte mulți dintre, din păcate, dintre elevii noștri se regăsesc în această situație pe care a prezentat-o spectacolul Avioane de hârtie de Elise Wilk, un text contemporan. Chiar am avut onoarea de a o avea invitată și pe autoare la premieră. Este o montare, cred că a șasea din țară, cel puțin în această stagiune, foarte, o piesă foarte solicitată de majoritatea teatrelor de prin țară, pentru că propune o problematică, din păcate, așa cum am spus, actuală, aceea a copiilor rămași în grija temircui, ținând cont de faptul că părinții sunt plecați în țările calde după o perspectivă mai bună pentru a le putea oferi lor un viitor mai luminos, care, din păcate, produce mari dezechilibre la nivel de celulă, și anume la nivel de familie. Imposibil să nu te regăsești cel puțin într-una din cele șase tipologii, aș putea spune arhetipale, și mă uitam că au fost foarte interesante reacțiile elevilor din punct de vedere al universului în care au fost catapultați prin această propunere, pentru că reacțiile au fost foarte ciudate. Nu s-a mai perceput, cum să spun, nu contextul, ci convenția din punct de vedere al spectatorului și al emițătorului. A fost un melanj și un schimb perpetu de energie între cei de pe scenă și cei din sală, pentru că s-au simțit ca la școală, mai ales că acolo ne și trimite întreaga montare și din punct de vedere scenografic, chiar dacă sunt activate mai multe spații în acest suivi timp de o oră jumate cât durează spectacolul, dar elevii s-au simțit în lumea lor și atunci s-au simțit datori să comenteze, să intervină, să vocifereze în cadrul acestui proiect, nu neapărat pentru că nu le-ar fi plăcut, ci tocmai pentru că s-au regăsit foarte tare și, la fel, uitându-mă pe statisticile, cel puțin de până acum, foarte mulți dintre ei au selectat și am avut emoții din acest punct de vedere, ca și spectacol preferat, cel amintit mai devreme. Am avut emoții din punct de vedere al faptului că o dramă nu tot timpul este ușor digerată, cu atât mai mult mesajul. De fapt, nu știu dacă putem vorbi de un mesaj, pentru că spectacolul nu dă rezolvare, ci doar propune sau scoate la iveală o stare de fapt pe care vrem sau nu vrem să o recunoaștem, și aici putem vorbi fie din perspectiva dascălului, fie din perspectiva elevilor care am fost până mai ieri, fie din perspectiva părintelui sau a părinților care au sau n-au soluții. Aici e întrebarea. Dar una peste alta, mă uit că e un spectacol care nu a lăsat indiferent publicul spectator, fie că vorbim de elevi, fie că vorbim de publicul matur. Un spectacol care sperăm să aibă o viață lungă, poate chiar și ieșiri la nivel de festivaluri naționale care se dedică cumva tinerei generații, și să aibă și o viață mai lungă, ținând cont de un parteneriat pe care urmează să-l facem cu Poliția Județeană în ceea ce privește campania de prevenire. Și din acest punct de vedere sunt convins că va avea succes și pe viitor acest spectacol. Iar ca să încheiem ciclul abonamentelor, ultimul proiect din
Această serie a fost premiera care a avut loc săptămâna trecută a spectacolului, acum două săptămâni, pardon, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, în regia domnului Marius Oltean. Deci o ofertă destul de bogată și de interesantă, chiar provocatoare, aș putea să spun, și pentru, deja mulți dintre liceenii noștri sunt la al doilea, al treilea an de întâlnire cu teatru în mod organizat. Și aș vrea să trecem spre un alt subiect tot legat de copii. Urmează în mare parte din județ școala altfel, o perioadă foarte grea și pentru dumneavoastră, pentru că de regulă copiii solicită la cadre didactice să mergem la teatru și aici ne spuneți ce ofertă aveți din acest punct de vedere. Pe de altă parte, trebuie spus că ați mai venit cu o idee, aceea pentru cei mici a spectacolului de weekend cu cei mici, și cred că începe să prindă tot mai mult, și asta am văzut din reacțiile de pe Facebook ale diversilor, până foarte încântați de ce faceți și de piesele acestea pe care le-ați pus în scenă. Din ce observ, prinde mai bine la părinți și mămiși și bunici decât la copii. Pentru copiii că trebuie educați ca să facă am avut, asta. Exact, da. Am avut parte de texte de dramatizări pe măsură, de adaptări foarte interesante, condimentate cu tot felul de trimiteri care dau cumva satisfacție și publicului matur. Adică copilul înțelege povestea de bază, care de foarte multe ori nu urmărește firul clasic al poveștii, fie că ne raportăm la Scufița Roșie, fie că vorbim de Punguța cu doi bani, ci are tot felul de deviații, aș putea spune, dar care îl ține în priză și face spectacolul extrem de interactiv din acest punct de vedere pentru copil, dar este asezonat cu foarte multe glume și pentru cei maturi, chiar cu trimiteri la societatea și orânduirea actuală. Din acest punct de vedere, chiar îmi aduc aminte, acum mulți ani jucând la Satu Mare, în Scufița Roșie, venea regizorul, directorul teatrului de atunci, domnul Andrei Mihalache, și ne spunea că să avem grijă la subtext, că sunt în sală mai mulți părinți și bunici decât copii. Și atunci, inevitabil, jocul nostru se transforma și avea parte de adăugiri, cel puțin pe zona libertății pe care o avem, de a da sensul pe care dorim noi cuvintelor, pe care urmează să le spunem. Și reacțiile au fost, ca și aici, la fel de bune, și bucuria actorului care este în astfel de spectacole una pe măsură. E important și a prins foarte bine, mă uit, așa cum ați pomenit, și de reacțiile pe care le au spectatorii, acest deschidere cumva de drum pe zona de sfârșit de săptămână, când așa am învățat și noi când eram mici, de la mama, de la tata, mergând la teatru cu flori pe scenă. Și chiar mi s-a întâmplat, chiar la spectacolul cu Scufița Roșie, am observat o fetiță care era supărată pe tăticul ei că nu i-a luat flori așa cum văzuse la alți copii scufiței. Și cum se duce ea să facă poză cu scufița pe scenă fără să-i dea și o floare? Ceea ce îmi pare un lucru poate mai important decât un spectacol pentru maturi, pentru că așa se creează obișnuința și se deprinde comportamentul într-o sală de spectacol, care se învață în familie. Și putem, poate, peste 20 de ani, să ne bucurăm că și la Târgu Jiu abonamentul la teatru va fi lăsat sau dat moștenire, ca să spun așa, de la părinte către copil. Și obiceiul de a călca pragul unei instituții de cultură, nu neapărat teatrului, ci a merge la un muzeu, a merge la un spectacol de operă sau la o orchestră de cameră. Oferta la Târgu Jiu este mai săracă din acest punct de vedere. Dar se poate îmbogăți. Sunt orașe mai mari care au distrus. Sunt orașe mai mici care au construit. Ceea ce se poate spune și la Târgu Jiu. Și faptul că în anul acesta suntem la cei 25 de ani de ființare în ceea ce privește Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, înseamnă că suntem într-un loc cumva binecuvântat în care se construiește și care trebuie să țină tot așa. Pentru sănătatea și viitorul cetății. Deci, care este oferta pentru școala altfel? Pentru școala altfel am încercat cumva să venim cu o ofertă foarte variată. Acum, că e bine, că e rău,
urmează să, să tragem linie după ce se va... Acum, dezvăluie telespectatorilor că a fost o bătaie între școli pentru că fiecare vrea la o anumită piesă și de aici foarte greu să cuplezi interesele, să spun, cu ghilimele de rigoare ale diverselor instituții de învățământ. Așa se întâmplă când avem atât de multe, când avem o ofertă bogată, pentru că pe parcurs mi-am dat seama ce înseamnă și pe zona logistică complicația ce o poate genera, pentru că e nevoie de un timp pentru defluirea spectatorilor, de montare sau demontare a unui anumit proiect și asta poate crea timp în plus și ineficiență în programare, dar una peste alta le-am descurcat și am putut să ieșim în întâmpinare cu un număr de 6-7 spectacole diferite pentru săptămâna viitoare, între 26 și 30 martie, când vom juca de la Domnul Goe, la Petrică și Lupul, muzicanții din Bremen, Scufița Roșie, nu, am lăsat-o deoparte, Punguța cu doi bani, am chemat și ajutoare pentru a degreva cumva artiștii Teatrului Dramatic Elvira Gadeanu, pentru că e un efort supraumenesc și asta vă spun că am trecut în fiecare an prin el, prin această săptămână de foc și am chemat pentru zilele de 28 și 29, a doua parte a zilei va fi susținută de către colegii noștri de la Petroșani cu câte două sau trei reprezentații a spectacolului Un pedagog de modă nouă, tot o adaptare după Caragiale, muzical foarte interesant și sunt convins că se vor delecta copiii cu această întâlnire, plus că oferta a fost și mai mult diversificată din acest punct de vedere. Și abia îi așteptăm, pentru că e foarte greu să joci 5, cam asta a fost limita cea mai de sus, prin care am trecut 5 spectacole unul după altul. E foarte greu. Te epuizează fizic. Chiar anul acesta putem spune că vom juca, cel puțin pe data de 27 de ziua internațională a teatrului, 6 spectacole. Adică avem 5 de copii și încheiem de la ora 19 cu spectacolul de care am pomenit mai devreme, Dacă dragoste nu e, desfășurat în cadrul campaniei Artiști pentru Artiști, demarată de Uniter. Sunt artiști care joacă în toate spectacolele, cum e Monica Svetcu. Joacă în 6 spectacole în ziua respectivă, dintre care 4 diferite. Ceea ce chiar cred că e o performanță, nu știu dacă de Guinness Book, dar cel puțin pentru cartea noastră, Istoria Teatrului Dramatic Elvira Gudeanu, cu siguranță trebuie menționat acest aspect undeva. E cu siguranță și o provocare pentru actrița respectivă, dar în general pentru un teatru care totuși este mic în comparație cu alte teatre din țară, cu o singură scenă practic, cu o singură sală, dar care, iată, face lucruri ambițioase și e vorba de mii de copii care vor veni în săptămâna altfel la spectacolele acestea. E vorba, din nou, de tot mic, cred că putem să vorbim, abonați. Peste 2200. Da, care merg la celelalte spectacole de care am vorbit. Deci dacă stăm să adunăm, populația tânără a Târgu Jiului, a Gorjului în general, pentru că avem din școlile din rural care vin aici, e pe mâini bune din acest punct de vedere și asta nu are decât să ne bucure din punct de vedere cultural și strict ale educației. Inclusiv discutam cu doamnele de limba și literatura română, care apreciază foarte mult inițiativa de a merge și cu piese pe programă, pentru că asta e, se citește din ce în ce mai puțin, e o problemă. Ce facem cu, bine, tot abonați și ei, e vorba de persoanele adulte, deci spectatorii obișnuiți sau cei care vin... Oferta a fost aceeași, de la abonați, să înțelegem. Exact. Cum îi vedeți? Cum e colaborarea cu acești spectatori care se duce pe ani de zile? Iată, sunt 25 de ani de ființare a acestei instituții teatrale. Este o provocare, mai ales zona publicului matur. Este o adevărată provocare. Până acum pot spune că avem câteva semne care ne fac să credem că e bun drumul pe care l-am ales, și anume a avea o ofertă variată, a prinde pe lângă spectacole din abonamente proiecte care se desfășoară în afara acestora, ceea ce îl poate face pe spectator să
vină către casa de bilete și să achiziționeze un bilet, practic, e o condiție de bază ca noi să putem exista. Și sper ca prin politica pe care am practicat-o, atât din punct de vedere al repertoriului, cât și al prețului, să-i fi convins pe potențialii spectatori că merită să vii la teatru. E adevărat că este loc și de mai bine, e adevărat că ne-am dorit să existe un raport mai mare către zona publicului matur, pe lângă întâlnirile de duminică sau pe lângă spectacolele jucate în afara abonamentelor. Nu avem cum să nu ținem cont și de puterea de cumpărare, dar pe de altă parte, un semn că există dorință de a merge la teatru îl constituie și prezența din ce în ce mai mare a spectacolelor care au loc în alte spații în orașul nostru, care de asemenea, din ce înțeleg, umplu sălile. Acum, e delicat ceea ce urmează să spun și mi-asum. Teatru înseamnă mai mult decât vedetă. Cu tot respectul pentru toate numele care vin și ne bucură și nobilează orașul nostru cu prezența. Dar sunt convins că ușor, ușor, spectatorii vor realiza diferența dintre un spectacol care este susținut într-o sală improprie și producțiile Teatrului Dramatic Elvira Codeanu. Teatru mai înseamnă, pe lângă actor, am înțeles, e o apetență pentru vedete și e firesc să ai repere de acest gen. Sau pentru promovarea care se face pe diverse canale de televiziune la nivel central și poate vine și de aici apare. Dar îi rog cel puțin pe cei care merg doar acolo să aibă curajul de a veni odată și la noi. Adică să compare până la urmă. Exact. Și e ceva normal și firesc. S-ar putea să aibă o surpriză de cele plăcute. Da. De cele mai multe ori am auzit voci și sper că nu doar din complezență în direcția de care ați pomenit dumneavoastră. Un spectacol de teatru înseamnă, pe lângă vedetă, înseamnă și regie, una pe măsură. Înseamnă și scenografie. Înseamnă și costum. Înseamnă și lumini. Înseamnă și o acustică care o poate oferi mult mai bine o sală dedicată. Din acest punct de vedere, invit pe acei spectatori care merg doar la genul acesta de evenimente să aibă curiozitatea și să vină și la noi. Cu atât mai mult celor care poate au văzut un spectacol de teatru sau musical în alte țări. Să vină și la noi. Sau poate chiar și în alte centre mari, în alte centre unde mari. Sunt teatre cu tradiție mai mare decât cea de la Târgu Jiu, dar care de multe ori pot fi văzute aceste tipuri de spectacol când este festivalul pe care îl organizați în fiecare an la Târgu Jiu. Da, e interesant ce spune și cred că faptul că s-au înmulțit spectacolele de teatru la Târgu Jiu, acelea din afara unei săli, cum e sala de la Godeanu. Bine, acum e și problema noastră cu sălile în general, dar asta este o problemă de logistică care probabil va fi rezolvată în perioada următoare. Sunt elemente încurajatoare, măcar vis-a-vis de Casa de Cultură a Sindicatelor. Să sperăm. Așa se aude. Aș putea spune că faptul că vin tot mai mult aici au succes, adică strâng oameni în sală, se datorează activității de la Elvira Godeanu. Cumva e și un public făcut, construit de teatru Elvira Godeanu, care poate vrea să vadă și altceva sau să vadă o vedetă, cum spuneați. Cu toată lipsa de modestie, ca reprezentant al acestei instituții, trebuie să merg pe această cale pe care doar ce ați pomenit-o. Și eu zic că da, a contribuit foarte mult tot ceea ce s-a făcut în acești ani și ce s-a clădit din punct de vedere al reflexului pe care îl are omul, spectatorul de a merge la teatru. Practic, așa cum am mai spus-o și cu altă ocazie, roata s-a inventat de mult și s-a clădit temeinic. Adică tot ceea ce s-a făcut până acum, practic, se vede în roadele de care pomenim. Că se poate desfășura în Târgu Jiu, se pot desfășura două spectacole la aceeași oră cu săli pline. Ceea ce spune mult despre noi ca și cetățeni. Spune faptul că, în primul rând, menționează faptul că există o apetență pentru actul artistic, că ne place teatrul,
că vrem să petrecem un timp de calitate. Înseamnă că suntem pe un drum bun din acest punct de vedere și e important să-l continuăm. Acum, e adevărat, e greu să fii profet la tine în sat, dar e important ca lumea să poată compara aceste elemente și să aleagă. Și cu cât e oferta mai bogată, e cu atât mai bine. Cum spuneam mai devreme, i-ați ajutat cumva, ați educat publicul în această direcție și prin aceste festivaluri organizate anual la Târgu Jiu și în care au venit trupe din multe locuri din țară, chiar din orașele mari, cu spectacole montate care au presupus un efort destul de mare. Și bănuiesc că acest festival va continua la Târgu Jiu. Ce surprize, să zicem așa, dacă tot am luat-o cumva și pe eveniment, ce surprize ne veți oferi anul acesta, dacă puteți dezvăluiți? Să le spunem de acum? Măcar așa, la ce să ne așteptăm? În primul rând, trebuie menționat că ceea ce a clădit până acum Marian Negrescu, din toate punctele de vedere, și aici inevitabil pomenim și Festivalul Național de Teatru Zilele Elvira Godeanu, a fost un lucru temeinic. Tocmai de aceea eu nu fac altceva decât să duc mai departe ceea ce a clădit și eventual doar să răspund nevoii actuale sau cerințelor actuale, în plus cu mici adăugiri. Dar trendul va continua și în acest an, din punct de vedere al sonorității numelor, atât a teatrelor, cât și a spectacolelor, dar și a artiștilor care fac parte din distribuție. Acum suntem în zona de confirmări. Tocmai de aceea încă n-aș vrea să fac public tot ce înseamnă oferta pentru festival, dar ca reper, publicul poate miza cel puțin la fel de tare pe ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Acesta e important. Deci acest festival merge mai departe încă poate la dinamismul, să spunem așa, din ultima perioadă, poate vine și cu surprize mai mari decât siguranță, acum. Cu siguranță vor fi, dar încă n-aș vrea să le dezvălui, tocmai pentru a pregăti momentul temeinic din timp și atunci când suntem gata, ridicăm mâna și vă spunem. Haideți! Uitați. Deci cu siguranță ne-ați promis o nouă emisiune în care atunci în preajma evenimentelor să ne spuneți mai multe. Cu siguranță și mulțumim! Ați arostit numele Marian Negrescu, un om care s-a identificat cu teatru foarte mulți ani. De un an de zile, ceva mai mult de un an, cam așa, sunteți la conducerea acestei instituții. Mai puțin de un an. Dar sunteți deja, parcă ați fi de mult, ați și fost ca actor. Deci, da. Deci sunteți de mult în teatru, aici, la Târgu Jiu. Și aveți, să spunem așa, managerul, Cosmin Brehuță, are cumva niște repere pe care le-a stabilit în această perioadă. De ce sunteți mulțumit până acum din ce ați făcut? Ce ați fi vrut să și deocamdată n-ați reușit să puneți în practică din diverse motive, poate nu neapărat din vina dumneavoastră. Aici chiar m-ați provocat. Da. E și o întrebare bine pusă, dar și foarte grea, în ideea în care sunt mai multe puncte pe care trebuie să le accentuez. De pe sfârșitul lunii mai, da, sunt pus la cârma acestei instituții. Am ales, până la urmă, acest lucru, chiar dacă vă mărturisesc faptul că de ce ți-e frică de aia nu scapi. E o relație destul de delicată din acest punct de vedere a mea personală cu această funcție, pe care nu știu de ce mulți și-o doresc atât de tare. Dar... Păi se presupune că v-ați dorit-o și dumneavoastră de ați ajuns în ea. Acum n-aș vrea chiar să intru atât de adânc în detalii și în mărturisiri, dar e o sarcină și o povară destul de grea și o responsabilitate uriașă. Greu de gestionat. Sunt foarte multe lucruri care necesită intervenție și punerea
pe o direcție bună sau cel puțin centrată. S-a clădit până acum, acum ușor-ușor trebuie să trecem și la finisări, ceea ce presupune munca la detaliu, la fel cum e pe zona de actorie. Rolul bun îl face detaliu și e foarte, foarte, foarte mult de lucrat în această zonă. Greu de vorbit de satisfacții, greu de vorbit de ce mă mulțumește până acum, mai ales în ideea că eu cu mine sunt foarte dur și autocritic, de aceea deocamdată văd doar, așa cum am fost și obișnuit în facultate, doar lucrurile care sunt de corectat. Și nu cred că face cazul discuției noastre de acum. La fel, mi-e greu să spun care sunt satisfacțiile. Cred că linia se trage în momentul în care și felicitările pentru o funcție trebuie date la final de mandat, care cu siguranță va fi, pentru că este o poziție sau o perioadă extrem de efemeră aceasta de a conduce destinele unei instituții de cultură. Tocmai de aceea poate mi-e mai lejer și mă face să mă simt mai comod titulatura de, mai mult decât de manager sau de director, de actor care are grijă de un teatru. Asta pot spune că sunt și fac acum. Sunt un actor care are grijă de un teatru, dar care nu prea mai are timp să urce pe scenă sau nu mai are timp să își exercite pasiunile, aceea de a fi la catedră sau cu familia. Ați spus ceva, un actor, și mi-a venit o idee. A fost o discuție în spațiu public foarte mare la nivel de țară legată de faptul că dacă medicul ar trebui să fie director de spital, dacă profesorul ar trebui să fie director de școală, iată, dacă actorul ar trebui să fie director de teatru. Cum o vedeți ca situație? Pe la mijloc, pentru că sunt meserii total diferite. E adevărat că am făcut studii în această zonă, e adevărat, pe zona de... Aveți comun și pe partea cu... management educațional. Da, de asta v-am și întrebat. Nu, cultural, lucrarea a fost pe management cultural, am îmbinat utilul cu plăcutul, strict din dorința de a înțelege foarte bine fenomenul în care mă învârt. Pentru a înțelege tot ceea ce înseamnă organizarea unei instituții și ce am de făcut, la fel cum m-a interesat zona de regie sau de scenografie, pentru a ști foarte bine locul în acest angrenaj numit teatru, lucru care cred că îl putem extrapola și în ceea ce privește calitatea de cetățean. Pentru că e bine să le știi pe toate și să poți să iei decizii în cunoștință de cauză, strict pe bucățica pe care o ai tu de făcut. Sunt meserii diferite, aceea de a manageria o instituție cu zona artistică, dar care pe aceste direcții de care ați pomenit, e nevoie să existe persoane care să le cunoască pe amândouă. Pentru că altfel ne putem confrunta cu un fenomen pe care nu ne-l dorim. Și să avem parte, de exemplu, pe zona managerială, de cifre foarte bune, dar care să nu ajute cu nimic realitatea din teren. Adică să, nu știu, să jucăm poate doar un anumit gen de spectacole care vedem că are succes la public, să nu ne mai pese nicio clipă de ceea ce înseamnă dezvoltarea compartimentului artistic sau, de ce nu, al tuturor celorlalte compartimente, să nu ținem cont de menirea ca și instituție, ci mai mult de zona pecuniară sau de, știu eu, doar de statistică și atât. Ori e foarte delicat acest proces. Fiind din exteriorul fenomenului, cu siguranță oiștea la un moment dat o dă în gard. Fie că apar nemulțumiri pe o anumită zonă, fie că nu știi cum să gestionezi o politică repertorială astfel încât să satisfaci nevoile reale ale spectatorilor sau ale publicului țintă. De aceea consider că e nevoie de oameni special, de oameni care să aibă cunoștință din ambele domenii și să fie foarte apropiat de fenomen, fie că vorbim de spital, fie că vorbim de o instituție de cultură, fie că vorbim de școală. E delicat, foarte delicat. Întorcându-ne la managerul Cosmin Brehuță, aveți, după anul ăsta, v-a surprins cu ceva această funcție? În fiecare zi. Nu știu dacă e zi de la Dumnezeu în care să... Nu mă mai minunez de ceva.
Tocmai de aceea spun că e foarte solicitant și grea această misiune. Dar nu o fac neapărat pentru a plânge de milă, ci doar e o simplă constatare. În fiecare zi apar provocări și probleme care au nevoie uneori de intervenție promptă, altele au nevoie de timp pentru a se consuma de la sine și decizia e foarte importantă să fie luată la nivel de chirurgie, dacă tot ați pomenit și de doctori. Rapid, tranșant și la obiect. Bun, suntem pe final de emisiune. Telespectatorii au putut să vadă și imagini din diversele piese care se joacă în această stagiune la Târgu Jiu. Însă aș vrea să încercăm să facem un salt peste timp. Uite, un interval, cel puțin în viața unui teatru, cred că 5 ani e deja un interval foarte mare. Dar unde vedeți Teatrul Elvira Godeanu într-un interval de 5, 10 ani? Dar hai să încercăm cu 5. Acolo unde este locul, la nivel, în primul rând la nivel local, prin politici care să aducă din ce în ce mai mulți spectatori la teatru, prin atragerea cât mai multor tineri actori care s-au molipsit de acest microb prin intermediul actorilor Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și al Liceului de Arte Constantin Brăiloiu, unde există o secție de artă dramatică vocațională, prin spectacole de referință care să ne reprezinte atât la nivel național cât și internațional. Chiar urmează să pregătim în debutul Festivalului Național de Teatru Zile Elvira Godeanu un spectacol dedicat operei marelui sculptor Constantin Brâncuș, patronul nostru spiritual, într-o zonă de profesionalism dusă la superlativ, și aici vorbim de întreaga instituție, și cum spunea maestru Dem Rădulescu, să fie bine. Într-o zonă care să ne dea această satisfacție, prosperitate și bucurie a actului și bucuria de a fi împreună. Pentru că noi, teatru, n-am avea cum să existăm fără spectatori. Din ce ne spuneți dumneavoastră, teatru are viitor la Târgu Jiu, ba din contră, sunt perspective de dezvoltare și asta în condiții în care toată lumea se lamentează și spune că nici la Târgu Jiu, nici la Gornul se mai... toată lumea pleacă, toată lumea nu știu ce, încercăm să rămânem aici și să construim ceva. Altfel vom dispărea. Asta e singura șansă de a investi în viitorul nostru, în copiii noștri și de a le oferi ocazia de a se întoarce. Că până acum, din păcate, teatrul se poate lăuda, sau cei care au activat și în zona didactică, pe faptul că au pregătit foarte mulți copii care au devenit fie actori, regizori sau scenografi sau teatrologi, fie spectatori fideli ai altor teatre din țară sau din străinătate. Ei s-ar întoarce dacă ar avea unde. Dacă ar avea la ce. De ce? Au. Dar e important să li se creeze și contextul. Ceea ce Teatrul Dramatic Elvira Godeanu face. Le întinde o mână tinerilor absolvenți care poate nu și-au găsit un loc unde să se manifeste și cred că poate fi, nu neapărat că ne-am dorit să dăm un exemplu prin acest fapt, dar e important să creăm acest context și a da șansă tinerilor de a reveni acasă și de a îmbogăți și de a strânge rândurile pentru un viitor mai bun. Vă mulțumim pentru emisiunea de astăzi. Cu siguranță vor mai urma și altele. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Terminăm sau încheiem această emisiune cu apelul de a fi alături de teatru, de Teatrul Elvira Godeanu în cazul nostru, de a merge la teatru, de la cei mai mici la cei mai mari, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Mulțumim încă o dată. Dragi telespectatori, a fost alături de noi domnul Cosmin Brehuță, directorul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!